pe sufletul repet să-L auzim pe Dumnezeu vorbind. Și eu cred că Dumnezeu ne vorbește astăzi prin Scriptură. Amin. Este interesant, dacă citiți scrisorile din Apocalipsa, cel care vorbește bisericilor este Domnul Iisus cel glorificat. Iată ce zice și Domnul Iisus se descrie pe sine fiecare biserici în parte, pe măsura nevoii. Dar fiecare scrisoare se termină așa. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Interesant, Domnul Iisus vorbește Îngerului Bisericii și Duhul tălmăcește vorbirea Domnului Iisus Hristos pentru fiecare biserică în parte. Aveți o imagine înaintea dumneavoastră care ar încerca să rezume și definiția bisericii și rostul adunării noastre la oaltă. Dragii mei, ne adunăm la oaltă pentru că Domnul Iisus ne-a spus că acolo de doi sau trei sunt adunați în numele meu sunt și eu în mijlocul lor. Amin. Și ne adunăm la oaltă să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dar ne împrăștiem de aici în viața de fiecare zi să-L facem cunoscut pe Dumnezeu. Și asta este, de fapt, respirația unei biserici sănătoase. Se adună la oaltă, nu ca să certe, să scoate ochii unii celorlalți, ci ca să se smerească deopotrivă înaintea celui care este capul bisericii și Domnul bisericii. Dragii mei, noi toți suntem frați. Nu este unul mai mare decât celălalt, într-un fel, pentru că l-avem pe Domnul Iisus Hristos ca și cap, ca și domn, ca și mire al bisericii. Dar biserica se împrăștie ca să facă pe Dumnezeu cunoscut, întrupând adevărul Scripturii în viața de fiecare zi. Domnul Iisus însuși a spus în Ioan, viața veșnică, viața de calitate dumnezeiască, este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis tu. Sau ascultați ce spune Petru. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și prin puterea Sa. Cunoașterea Lui Dumnezeu este cheia spre viață, cheia spre viața aceea din belșug pe care a venit Domnul Iisus să ne-o aducă. Toți ați auzit de pilda semănătorului, fratele Nelson, amintit de aseară. Domnul Iisus termină pilda așa. Sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă, un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Când cuvântul cade pe pământul bătătorit al inimii noastre, vin păsările cerului, care este diavolul însuși și fără sămânța. El știe că viața este în sămânță. Și dacă pământul se deschide pentru sămânță și primește sămânța cuvântului, sămânța începe să transforme pământul în pâine caldă pentru împărăția cerului. Dragii mei, dacă ați fi brutar, de pildă, și avea o brutărie aici în zona British Columbia și dimineața, în loc să vă aducă făină albă de grâu, a venit un trac și va descărca pământ de cea mai bună calitate în ușa brutăriei, v-ați lua de cap. Noi, oamenii, nu putem face ce face Dumnezeu. Iei un bob de grâu, îl pui în pământ, și interesant, ai 100 de boabe în spit. Întrebarea mea simplă este de unde vin celelalte 99? Există un singur răspuns. Este pământ transformat în pâine caldă, transformat în grâu. Numai Dumnezeu poate face lucrul acesta. Dar exact același lucru se întâmplă în pământul inimii noastre când ne deschidem pentru cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța crezută în pământ bun, nu în pământ stâncos sau spinos, ci în pământ bun, este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. De aceea cred că este important să existe posibilitatea să pui întrebări la ce auzi, pentru că fără să întrebi, lucrurile intre pe aici și ies pe mijloace. Tot ce auzi din ce predic eu, în 24 de ore, nu-ți mai rămâne decât 5%, care și-ară le pierzi foarte repede. Dar când pui o întrebare, procentul înțelegerii crește la 80%. De aceea este important să asculți cu tot ce ești și să notezi tot ce nu înțelegi, să pui întrebări. Am întrebat pe unul de tine, cam cât înțelege din ce zic eu? El mi-a zis 10%. Well, I'm very sorry for him.
wish I could switch into English for your sake, so to maximize the understanding to 90% instead of 10%. Da? Sunt pe frații mei români și las pe cei care fac traducerea să facă lucrul ăsta în locul meu. Când mă uit la versetul dinaintea dumneavoastră, văd cele trei etape prin care trebuie să trecem fiecare dintre noi în procesul înțelegerii. Primul rând, aud cuvântul. Apoi trebuie să mă străduiesc să înțeleg cuvântul. Dar cea mai grea parte este trăirea cuvântului sau rodirea în baza cuvântului, transformarea lucrurilor auzite în viață de zi cu zi. Pentru a chipului Dumnezeu să fie purtat prin cetatea în care Dumnezeu ne-a așezat. Atunci când e vorba de cunoașterea lui Dumnezeu, Dumnezeu este dincolo de tavan. Teologii îl socotesc transcendent, un Dumnezeu de dincolo. Noi suntem în imanent, noi suntem aici jos. Dragii mei, niciunul dintre noi nu putem urca la El. Ca să-L putem cunoaște pe Dumnezeu, Dumnezeu a trebuit să coboare la noi. Și există cel puțin 5 mijloace ale descoperirii lui Dumnezeu, ale revelației. Primul este conștiința noastră. Pentru că a fost creat după chipul lui Dumnezeu, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei. Cu alte cuvinte, nici unul dintre noi nu putem spune că Dumnezeu este complex trăind din noi, de noi, pentru că Dumnezeu a scris legile Lui în conștiința noastră. Dar în al doilea rând, aveți o țară extrem de frumoasă, verde, plouă mult adevărat și asta e un pic incomod. Noi am adus un pic de soare în astea două zile și mă bucur de lucrul acesta. Dar textul continuă, natura pe care Dumnezeu a așezat-o în jurul nostru nu face decât să ne vorbească despre acest Dumnezeu. Însușirea Lui nevăzute, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui. Se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, dar ascultați ce urmează. Așa că nu se pot dezvinovăți. Dumnezeu s-a descoperit, noi purtăm chipul Lui și de aceea omul nu este o entitate neglijabilă. Noi nu putem cădea printre degetele lui Dumnezeu. Noi vom sta față în față cu El la judecată. În al treilea rând, istoria aceasta este guvernată de Dumnezeu. Vom vedea un pic mai târziu în seara aceasta. Și de aceea știm că în căușul palmei nu este cursul istoriei, putem să ne odihnim în voia lui Dumnezeu. Dar chipul lui Dumnezeu se vede cel mai clar în Domnul Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Tatăl. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Când Filip spune, arată-ne-L pe Tatăl și te va fi de ajuns. Domnul Iisus îi răspunde, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne-L pe Tatăl? În schimb, sursa principală, cea mai importantă pentru noi, care ne ajută să-L descoperim pe Dumnezeu, este Sfânta Scriptură. Și de aceea, când ne adunăm la ora să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dragii mei, aici nu trebuie să spunem povești. Nu trebuie să spunem bancuri aici. Aici avem de spus un singur lucru, adevărul lui Dumnezeu. Amin. Dacă vorbește cineva, să vorbească nu ideile lui, cuvintele. Nu teologia lui, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Amin. Că Domnul Iisus Hristos a fost interpelat la una din sărbători, El a zis, cercetați Scripturile, socotind că în ele aveți viață veșnică. Tocmai ele vorbesc despre mine. Dragii mei, pe drum spre Emaus, spuneam aseară, a început de la Moise, de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El. Cu alte cuvinte, Scripturile ni-L descoperă pe Dumnezeu, planurile Lui pentru fiecare dintre noi. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu și e Scriptura ca sursă principală a revelării de sine a lui Dumnezeu, Scriptura este destul de mare, are 66 de cărți. Probabil că atunci când o iei în mână, nici nu știu de unde să încep. Eu numesc Scriptura grădina în care Dumnezeu și-a lăsat urmele pașilor Lui. Pentru că Dumnezeu este nevăzut. Dacă nu lasă urmă, eu n-am cum să calc pe urmele Lui. N-am cum să-L cunosc. Este grădina în care și-a lăsat urmele pașilor Lui. Cu câtă bucurie ar trebui în răcoarea zilei să pornim pe urmele Lui, să ne întâlnim cu El, să vorbim cu El.
să o luăm înaintea străjilor de noapte, cum spune psalmistul, și să ne desfătăm inima în cuvântul Lui, oglindindu-ne în chipul Lui Dumnezeu. Pentru că orașul din care venim noi, din Cluj, este un oraș universitar și suntem un fel de ușă rotativă pe care studenții intră și ies. Suntem un fel de misiune pe invers, on the reverse. În loc să plecăm noi, vin alții la noi. Și în cei 3 ani, 4 ani, 5 ani de stau la Cluj, am încercat să punem în ei cât mai multă Scriptură putem. Dar pentru că noi avem cu noi o veșnicie, ci un timp limitat, ne-am pus o întrebare foarte simplă. Cum așez baza cea mai largă în cunoașterea lui Dumnezeu în timpul cel mai scurt? O întrebare practică, o întrebare simplă. Și ca răspuns la această întrebare s-a născut programul Istoria Binecuvântării. Dragii mei, Istoria Binecuvântării este o cărare prin Scriptură. Sunt 26 din cărțile cele mai importante, care constituie coloana vertebrală a Scripturii. Noi în biserica noastră am trecut peste 50 de cărți, le-am studiat, predicând de 3-4 luni dintr-o carte sau mai mult. Peste 50 de cărți în toată vremea aceasta. Dar dacă programul este coloana vertebrală a Scripturii, un an de studiu, pentru că lucrăm cu studenții și elevii, începem în octombrie, terminăm la sfârșitul iunie. Vara toți studenții se împrăștie, fiecare pe la casa lui în orașul lui, în nădejdea că vor duce pe Dumnezeu. Dar anul de studiu începe în Vechiul Testament și se termină în Noul Testament. Ca și ștergătoarele dumneavoastră de parvins, pe care le vedeți foarte bine, că aveți multe proiecte aici. Și în felul acesta măturăm Scriptura fiecare an. Fiecare carte este o fereastră spre înțelegerea lui Dumnezeu. Dar locul în care te întâlnești cu Dumnezeu este o carte din Biblie. Vă spuneam aseară, cartea este pâinea coaptă după rețeta lui Dumnezeu. Conține ingredientele pe care le-a hotărât Duhul Sfânt, proporțiile pe care le-a hotărât Duhul Sfânt și ordinea sau secvența pe care Duhul Sfânt a hotărât-o. Surorile știu bine. Dacă nu respecti rețeta care spune ingredientele, ce să pui în prăjitură, cât să pui în prăjitură și în ce ordine să pui lucrurile ca să-ți iasă prăjitura bună, nimeni nu mănâncă. Nici măcar câinele de afară, dacă ai. Exact așa e Biblia, dragii mei. Dacă vrei să te hrănești cu adevărul curat al lui Dumnezeu, trebuie să respecti rețeta lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a dat cărți din Biblie, nu teme din Biblie, cărți din Biblie. Cartea este întregul care revelează pe Dumnezeu. Acolo este locul tainei, acolo este, într-un fel, fereastra spre întâlnirea cu Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu. De-a lungul vieții am încercat tot felul de lucruri. Știți că am crescut în comunism, a trebuit să ne ascundem prin păduri ca să studiem Biblia și asta s-a întâmplat cel puțin 25 de ani în viața mea, acolo ne-au crescut copiii, acolo soțiile noastre încercau să ne țină pavăză ca să putem studia Scriptura, ascunși pe unde eram. Dar eu am predicat de pildă 3 ani pe Galateni, în fiecare săptămână. Galateni, o carte mică de 6 capitole. Apoi am predicat 3 ani pe Coloseni. De fapt, 3 și 3. 6. După 6 ani, m-am oprit și am zis, Biblia are 66 de cărți, am parcurs 2 cărți. Câte vieți îmi trebuiesc ca să parcurg toată Biblia? M-am luat de cap și am zis, trebuie să schimb ceva. Am încercat și 6 luni pe o carte. Și 6 luni pe o carte. Am încercat toate variantele. Știți ce am constatat? Biblia este ca o iubită. Tinerii mă înțeleg mai bine, noi bătrânii am uitat deja. Dar o iubită o cunoști cu atât mai bine când gătești mai mult timp cu ea. Și exact așa e Scriptura. Acum lucrând cu studenții, ne-am dat seama că dacă luăm 3 luni pe o carte din Biblie, ne trebuie 16 ani ca să parcurgem toată Scriptura. Și am zis, cine stă cu noi 16 ani la studiul Bibliei? Acum dacă sunteți crujeni și în biserica noastră de multă vreme, 16 ani trec repede. Și așa s-a născut programul Istoria Binecuvântării. Dar sunt 3 principii care am ajuns să nu le negociem, indiferent cine ce ne-ar da. În primul rând, vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să ai ambiția să-L cunoști din toată Scriptura. Amin. Ca să citești toată Scriptura, îți trebuie 80 de ore. 80 de ore citești de la un capăt la celălalt. Cu voce tare. Al doilea principiu,
trebuie să studiez cărți din Scriptură. V-am spus de ce. Cartea este pâinea coaptă după rețeta lui Dumnezeu. Și al treilea principiu, trebuie să așez o bază vechi testamentală solidă. Și de aceea în fiecare începe în Vechiul Testament și terminăm în Noul Testament. O bază vechi testamentală solidă. Nu mai negociez cu nimeni, nici nu mai am mult de trăit, dar cu nimeni aceste principii, pentru că celălalt le-am încercat pe toate și nu duc absolut nicăieri. Dragii mei, poți să stai pe băncile unei biserici 50 de ani și să nu crești deloc, pentru că ești ca o minge de ping-pong între predicile predicatorilor. Dacă nu iei la rând Scriptura și dacă nu ești serios cu ea, nu crește cunoașterea căilor Domnului. Știți ce spune Dumnezeu despre generația care a văzut mai multe milioane de metri pietru pătrat de istorie decât orice altă generație din pustie, cei care au ieșit din Egipt? Deci m-am dezgustat de neamul acesta. Ei totdeauna se rătăcesc din inima lor. N-au cunoscut căile mele. Necunoașterea căilor Domnului, a tiparelor în care Dumnezeu își toarnă lucrarea, te face vulnerabil în fața ereziilor care colindă și inundă lumea în zilele noastre. Uitați-vă cum s-a născut programul de studiu biblic, istoria Binecuvântării. Aveți Biblia înaintea voastră. Are două părți, Vechiul Testament și Noul Testament. În Vechiul Testament sunt 39 de cărți, în Noul Testament sunt 27 de cărți. Dar dacă vă uitați atenți în Bibliile dumneavoastră, indiferent că sunt în limba engleză sau în română sau în orice altă limbă, veți vedea că cei care au pus la altă Biblie au grupat cărțile pe forma literară majoră. Am 17 cărți narrative istorice, am 5 cărți poetice și am 17 cărți profetice în Vechiul Testament. Am 5 cărți istorice, 4 evanghelii și faptele apostolilor, am 21 de epistole și am o carte ciudată pe care o studiem noi, numit Apocalipsa. Știu că Noul Testament este zidit pe Vechiul Testament. Da. Vechiul Testament este ce nu se vede din iceberg. Noul Testament este vârful icebergului. Impactul în cunoașterea Dumnezeu țin de ceea ce nu se vede. Acum imaginați-vă că m-aș ascunde după Duhul Sfânt și aș pune o singură întrebare. Duhul Sfânt, când i-a insuflat pe autorii Noului Testament să scrie cele 27 cărți, din ce cărți ale Vechiului Testament și-au scos majoritatea informației? Dragii mei, spre surprinderea noastră, Domnul Iisus și ucenicii au citat mai mult din Deuteronom decât din oricare din celelalte 17 cărți narrative istorice. Între cărțile poetice este cartea Psalm și între cărțile profetice este Isaia. Cu alte cuvinte, dacă vrei să așezi baza cea mai largă, în timpul cel mai scurt, trebuie să încep cu Deuteronom, Isaia și dacă pui întrebarea, ce i-a interesat pe autorii Noului Testament, din Vechiul Testament? Răspunsul vine simplu. Linia mesianică. Cu alte cuvinte, cercetați Scripturile, să vă gândim că din aveți viață veșnică, tocmai ele vorbesc despre mine, a spus Domnul Iisus. Pentru că viața veșnică este să-L cunoști pe El. Și de aceea autorii Noului Testament au fost interesați de profețiile mesianice. În mod normal, când vii spre Noul Testament, trebuie să aterizezi într-una din Evanghelie. Și în felul acesta, punând astfel de întrebări foarte simple, puteți să faceți socoteli, pentru că toate citatele din Vechiul Testament le puteți număra în Noul Testament. Așa s-a născut programul Istoria Binecuvântării. Afară pe masă, când văzut că au venit ceva din cărțile noastre, veți găsi comentariile pe cele 26 de cărți. Nu le avem toate cu noi aici, unele sunt out of print și trebuie să le retipărim, dar asta este povara pe care ne s-au pus-o pe inima noastră. Cel puțin cele 26 de cărți care constituie coloana vertebrală a Scripturii să fie la îndemâna copiilor noștri, a generației. Noi am câștigat enorm de mult din studierea Scripturii în felul acesta. Aveți înaintea dumneavoastră primii 7 ani. Observați, noi suntem în anul 3, în Apocalipsa. În anul 1 a fost Deuteronom, Isaia, Ioan și Psalmii, regal mesianic. Anul 2, Exod, Levitic și Efeseni. Anul 3 este Genesa, Fapte și Apocalipsa. Noi studiem Cartea Apocalipsa, dar Cartea Apocalipsa este parte din istoria Binecuvântării. Cărțile sunt comentarii pe aceste cărți ale Bibliei.
Și o trebuie să le fi părit, pentru că o trebuie să le primită în 1600 biserici, în toată țara, ca să folosească cărțile acestea. Dacă mă uit la cei 7 ani, la felul în care sunt organizați tematici, asta e ultima planșă înainte de a intra în Apocalipsa, în primul an, întrebarea la care am vrut să răspundem studiind cele 3 cărți, Deuteronom, Isaia și Psalm și Ioan, este cum intră un om în relația cu Dumnezeu. Dragii mei, în păcat m-a zămislit mama mea, m-a zămislit în păcat despărțit de Dumnezeu. Eu trebuie să reintru în relația cu Dumnezeu. Cum se face lucrul acesta? Cum se face lucrul acesta? Ioan își termină Evanghelia în felul acesta. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și prezent să aveți viață în numele Lui. Dar să presupunem că a intrat în relația cu Dumnezeu. El este un Dumnezeu de trei ori sfânt. Nimeni nu se poate juca cu El. E un foc mistuitor. Cum trăiesc în prezența unui Dumnezeu sfânt? Dragii mei, prea mulți dintre noi încercăm să tragem de mustăți cu Dumnezeu. Ori nu uitați, El este Creatorul, noi suntem creatura. Și de aceea, când vii la Dumnezeu, trebuie să vii în toată smerenia, să nu uiți că este un Dumnezeu de trei ori sfânt. În prezența Lui, Isaia a strigat, vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut pe Domnul. Dar când te-ai liniștit în prezența unui Dumnezeu de trei ori sfânt, următoarea întrebare este, Doamne, de ce m-ai mântuit și m-ai lăsat pe planeta aceasta? Chiar dacă nu sunteți în România, ci în Vancouver, dacă sunteți ai lui Dumnezeu și suntem ai lui Dumnezeu, El are o treabă de făcut cu noi, are o lucrare de terminat. Și de aceea noi am devenit trupul lui Hristos, pentru că Hristos își poate continua lucrarea cu noi. Și vreau să vă spun, lucrarea lui Hristos nu sunt nici conturile, nici casele, nici diplomele copiilor noștri. Lucrarea lui Hristos este mântuirea sufletelor oamenilor. Și dacă asta nu ne preocupă, dragii mei, întrebarea mea este, de ce mai trăim pe pământ? Dacă Dumnezeu ne-a mântuit ca să fim mântuiți, ne putem duce acasă în secunda următoare. Dar Domnul Iisus s-a rugat, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Dar când intri în bătălia aceasta alături de Hristos, de Fiul lui Dumnezeu care vine să nimicească lucrările diavolului, ai cumva impresia că nu vei fi atacat de diavolul, ispitit de diavolul? Nu. Nimeni nu scapă de lucrul acesta. Dacă ia în serios lupta pentru mântuirea sufletului. Și de aceea, la anul 4, întrebarea pe care am pus-o este, care sunt pericolele care amenință relația noastră cu Dumnezeu? Dragii mei, în anul 4, în cartea Numeri, o generație întreagă, 650.000 de bărbați, fără doi, n-au intrat în Canaan. Au ieșit din Egipt, spălați și mântuiți prin sângele meu lui Pascal, dar au pierit în pustie. Și în cartea Numeri există teologia păcatului cu voia, pentru care nu este iertare. Dumnezeu n-a prevăzut jertfă pentru păcatul cu voia. Ne-am speriat când am ajuns acolo. Și am văzut că în cartea Evrei ai definiția păcatului cu voia. Dacă păcătim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci așteptarea unui foc care va mistui pe cel răzvrătiți. Ce înseamnă a păcătui cu voia? Înseamnă a călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, Marele nostru preot. A pângări sângele legământului care a fost sfințit și a batjocorit Duhul Harului, respingând chemarea Lui. Duhul ne aduce în fața scaunului Harului ca să căpătăm îndurare în vreme de nevoie. Dragii mei, în mărturisirile de credință baptiste, ca să nu vorbesc de ceilalți, din 1600 încoace, știți ce se întâmplă? Spațiul pentru păcat este din ce în ce mai puțin. Am fost în biserici în care am auzit că s-a predicat de la învol să nu mai vorbim despre păcat, să nu supărăm pe nimeni. Spațiul despre Domnul Iisus Hristos a luat proporții incredibile. Vreau să vă spun, dacă păcatul n-ar fi real, Hristos n-ar fi murit. Așa e? Dacă nu ții în echilibru cele două lucruri, îți cade adevărul printre degete. Dar când ai înțeles pericolul care te paște, cine crede că stă în picioare să ia seama, să nu cadă, scrie Pavel, te întreb, Doamne, n-ai pregătit nicio soluție? În anul 5, Dumnezeu ne spune, trebuie să răspunzi cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu. Doamne, și dacă fac lucrul acesta, ce îmi vei da? Vreau să răspund, în cartea Apocalipsa vine răspunsul. Cel
ce va birui, sau celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit pe cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cu alte cuvinte, tema din seara aceasta, după această introducere, este tocmai tema biruinței. Cel ce va birui sau celui ce va birui și urmează promisiunile din cele 7 scrisori și din carte Andrei. Aveți înaintea dumneavoastră cartea Apocalipsa cu timpul a introducere, bisericile la mijloc și partea aceea mai ciudată, profetică, de care ne vom atinge în seara aceasta în partea a doua, capitolele 4 și 5. Și să fac și paranteza să o închei. Mâine, dacă Dumnezeu ne va ajuta, vom începe să vedem pe el cum rupe pecețile și te vom întreba ce sunt acelea și ce înseamnă ruperea peceților, caii care vin pe scena istoriei. Apoi vom ajunge dincolo de cruce și vom auzi pe cei 7 îngeri sunând trâmbițele și pedepsele lui Dumnezeu amplificându-se și păzând asupra Pământului. Și dacă Dumnezeu ne va ajuta, o parcurge și capitolul 10 și 11 cu cei doi unși ciudați care scuipă foc pe gură și opresc ploaia cerului și lovesc pământul cu tot felul de lucruri și nimeni nu le poate sta în picioare, în față, până când se ridică fiara din adânc și îi omoară. 3 zile tot se uită la ei, probabil pe televizoarele lor, după care intră atât un glas din cer, spune, suiți-vă aici. Și îi înviază. Se suie la Domnul. Cine să fie aceștia? Ce înseamnă aceste ciudate? Dacă Domnul le ține, vom încerca să răspundem în parte, cel puțin, la aceste întrebări. Dar, deși scrisorile de Apocalipsa sunt scrise celor 7 biserici, eu cred că putem să scoatem cele 7 biserici și să așezăm cele 7 biserici din Vancouver. Nu știu cât sunteți, dar vă mulțumesc tot timpul. Da? Vă mulțumesc tot timpul prin divizare, pentru că 7-7 sau 7-7-7. Deci, oricare dintre noi, de-a lungul întregii istorii, ne putem așeza în locul lor. Spuneam aseară că Dumnezeu este relevant și normativ pentru fiecare dintre noi. Cel ce va birui sau celui ce va birui. Expresia aceasta este un leitmotiv, un fel de refren al cărții. Un refren al cărții. O provocare pentru fiecare biserică și o provocare pentru fiecare membru din biserică. O provocare pentru fiecare biserică și o provocare pentru fiecare membru din fiecare biserică. Dați-mi voie să trec repede peste promisiunile pe care Dumnezeu le face celor 7 biserici. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor locuri. Este vorba de biserica din Efes. Celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Biserica din Smirna. Cel ce va birui, nu va fi vătămat nici de cum de moartea a doua. Moartea a doua este despărțirea finală de Dumnezeu. Dar pentru ca să fii împreună cu Dumnezeu, trebuie să fii între biruitor. Biserica din Pergam. Celui ce va birui, voi da să mănânce din mana ascunsă. Și voi da o piatră albă pe care este scris un nume, pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Biserica din Tiatira. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un tuian de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu puterea de la Tatăl meu. Și îi voi da luceafărul de dimineață, adică pe mine mirele ceresc. Biserica din Sardes. Cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Dacă sunteți serios cu textul din Scriptură, puteți să vă ridicați în engleză, dragii mei, numele poate fi șters din cartea vieții. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Și voi mărturisi numele înaintea Tatălui meu și înaintea Îngerilor lui. Biserica din Filadelfia. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu
și nu va ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care se coboară din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Și ultima scrisoare, Biserica din Laodiceea, cea mai rea biserică, cea mai frumoasă povestire. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am cezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Uitați-vă cum se termină cartea Apocalipsa. De aceea am spus, toate cartea este pentru cele 7 biserici. Capitolul 21, versetul 7. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Va moșteni ce? În primul rând, va mânca din pomul vieții. În al doilea rând, nu va fi vătămat de moartea a doua. În al treilea rând, va mânca din mana ascunsă, va primi o piatră albă pe care este scris un nume nou. Va fi îmbrăcat în haine albe. Va purta pe el numele cetății Dumnezeului. Numele va avea numele păstrat în cartea vieții. Numele lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu și a cetății va fi scris pe el. Va fi un stâlp în templul sfânt al lui Dumnezeu. Numele lui va fi strigat înaintea Tatălui când se va deschide cartea vieții, cartea mielului. Și când vor fi citite numele care și-au spălat hainele în sângele Domnului Iisus Hristos. Și nu în ultimul rând, va ședea pe scaunul de domnie al Tatălui. Toate aceste promisiuni le găsiți în ultima parte a cărții. Practic se vor împlini atunci când Dumnezeu va aduna istoria, când va termina planurile Lui, când va încheia planurile Lui. Dar dacă toate aceste promisiuni sunt făcute doar biruitorilor, întrebarea din seara aceasta este ce înseamnă a birui. Întrebarea este cu atât mai importantă cu cât vei înțelege ce înseamnă a nu birui. Da? A nu birui. Uitați-vă cum continuă textul, capitolul 21, versetele 7 și 8. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri, dar, și aici urmează contrastul, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închilători la idol și toți mincinoșii, partea lui, partea lor este iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Dacă asta este destinul celor care nu biruiesc, dragii mei, eu aș da și aș face tot ce pot în seara aceasta să nu plec de aici, fără să încerc să înțeleg ce înseamnă a birui și fără să mă asigur că sunt de partea biruitorului și nu de partea celor biruiți. Care dintre voi ați vrea să fiți catalogați între aceștia? Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii. Partea lor este iazul care arde cu foc și cu ceasă, adică moartea a doua, despărțirea finală de Dumnezeu. Cred că niciunul dintre noi. Dar observați cartea Apocalipsa ne spune că biruitorii au pe frunte numele lui Dumnezeu. Cei care sunt biruiți au pe frunte și pe mână 666. Numele fiare. Dumine că după masă, dacă Dumnezeu ne va ajuta, vom vorbi despre 666, despre numele fiarei, în lumina Scripturii. Cu alte cuvinte, a birui, dacă mă gândesc la frunte și la mână, mă gândesc la ce gândesc și la ce faci. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am scos noi grace în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Le voi spune curați, plecați de la mine, voi toți cei care lucrați fără de lege. Poți gândi frumos despre Dumnezeu, dacă nu trăiești ce gândești, n-are nicio valoare. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Se plânge Dumnezeu împotriva lui Israel. Cu alte cuvinte, a birui înseamnă a gândi gândirea lui Dumnezeu, lucrurile lui Dumnezeu și a trăi conform perceptelor Scripturii. A avea numele fiarei înseamnă a gândi gândurile fiarei și a face faptele fiarei. Sau ale balaurului, sau ale satanului. Cel ce va birui, va moșteni binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu pentru eternitate. Cel biruit va fi despărțit pentru veșnicie de Dumnezeu
Și aduce ziua minte de pilda bogatului și al lui Lazar. Părinte Abrame, trimite-l pe Lazar să înmoaie degetul în apă, că tare arde aici. Mare rău, zice Abrame, de la noi la voi nu se poate trece. Atunci noi am cinci frați acasă, Părinte Abrame, trimite-l pe Lazar să nu vină și ei în acest loc de pildă. Au pe Moise și prorocii, au Scripturile, să creadă în el. Nu, dacă va învia cineva din morți, vor crede. Dacă nu vor crede Scriptura, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Cu alte cuvinte, există un loc de plin. Iadul este groapa de gunoi a acestui univers. Trebuie să existe un loc în care toate fără de legile să fie măturate într-o bună zi. Biruitorilor le va spune la judecată, veniți bine, cântați Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Dar celor biruiți, judecătorul le va spune, duceți-vă de la mine, blestemaților, focul cel veșnic, care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Dragii mei, nu cred că ar trebui să ne adormim conștiința vorbind de dragostea și îndurarea lui Dumnezeu, ca și cum n-ar exista și dreptatea lui. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept. Și Dumnezeul nostru drept a zis, plata păcatului este moartea. Și El nu poate trece păcatele cu vederea. El nu ne poate alege pe ochi frumoși. De aceea trebuie să moară însuși Fiul lui Dumnezeu, în locul tău și în locul meu. Nu toți vor fi între biruitori. Mulți din seara aceasta vor fi între cei biruiți. Și vor auzi din gura judecătorului, plecați de la mine, blestemaților, voi care lucrați fără de legea, în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Cred că am pregătit terenul pentru întrebarea din fața voastră. Care dintre voi veți să plecați în seara asta de aici, știind că sunteți între cei biruiți, nu între cei biruitori, între cei biruiți? Este cineva, poate nu m-ați auzit bine. Ați vrea să fiți conduiatul? Nu, ferească Dumnezeu. Cei biruiți nu vor intra pe porți în cetate, doar biruitorii. De aceea, ce înseamnă a birui? Când am deschis cartea Apocalipsa, l-am văzut pe omul acela îmbrăcat în haina de in, care este glorificatul Fiul al lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos cel glorificat, numindu-se Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Pentru că El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, El, dragii mei, vede lucrurile dintr-un capăt în celălalt al istoriei. Totul este gol și descoperit înaintea acelui care mă va face. Dacă eu mă aflu în 2014, unde mă aflu astăzi, în călătoria mea spirituală, Domnul Iisus știe din ce pricină am ajuns aici și știe care va fi destinul dacă nu fac ce trebuie să fac astăzi. E adevărat? El este Alfa și Omega. El știe cauzele situației noastre și știe care sunt consecințele drumului pe care am pornit. Unde duce drumul acesta? De aceea, Domnul Iisus Hristos, care analizează situația Bisericii, pune înaintea Bisericii un blestem escatologic și o promisiune escatologică. Cu alte cuvinte, blestemul în forma lui ultima și binecuvântarea în forma lui ultima. Toate promisiunile care le-am citit din cele șapte scrisori, le găsiți în ultimele capitole, în Apocalipsa, în Ierusalimul cel nou, care s-a coborât de la Dumnezeu din cer. Vă spuneam, este singura carte din Biblie în care îl văd pe Domnul Iisus prezidând adunarea generală a șapte biserici locale. Dragii mei, înaintea lui totul este gol și descoperit. Și de aceea, când El privește o biserică, El știe exact situația ei, dar știe și cauza și știe și deznodământul, dacă nu vor schimba drumul pe care au pornit. Când citești cele șapte scrisori, găsești două feluri de biserici. Din păcate, majoritatea dintre ele sunt pe un drum greșit. Și toate sunt șapte sfeșnice de aur, în mijlocul cărora este Domnul Iisus Hristos. Când ajung la ultima dintre ele, la Laodicea, l-a scos afară pe Domnul Iisus din mijlocul ei. Cine este capul bisericii? Cine este Domnul bisericii? Ce să caute el la ușa bisericii? Pentru că alții au ocupat amvonul. Și Hristos a fost scos frumos afară.
Și Domnul Iisus te spune, dacă nu te pocăiești, am să te vărs din gura mea. Am să te vărs din gura mea. Sunt două feluri de biserici. Uitați-vă la biserica din Efes, este una dintre ele, poate cea mai bună din punct de vedere teologic. Cu toate acestea, Domnul Iisus are probleme cu această biserică. Dar cea împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâia. Nu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Dragostea din tâi, faptele din tâi. Și urmează promisiunea. Celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții care este în Raiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus are ceva împotriva bisericii din Efes, Pergam, Tiatira, Sardes, Laodicea. Sunt două biserici pe care, în care nu condamnă nimic. Este Smirna și Filadelfia. Nu te teme nici de cum de ce ai să se suferi. Iată că diavolul are să arunce cărniță pe unul din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cel ce va birui nu va fi vătămat nici de cum de moartea a doua. Hristos privește la biserica din Smirna și spune, ești în drumul bun, continuă să alergare. Sau dacă e o biserică din Filadelfia, eu vin curând, păzește ce ai. Ce ai e lucru bun, nu renunța la el. Păzește ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununea. Pe cel ce va birui și urmează promisiunea. Dacă mă uit la cele 7 biserici, găsesc două situații distincte în cele 7 biserici. Unii trebuie să se pocăiască, 5 din cele 7 trebuie să pocăiască, 2 din cele 7 trebuie să persevereze, să-și continue alergarea în direcția în care se află. Wow! Asta îmi spune că orice biserică poate rătăci drumul, e adevărat? Dacă 5 din cele 7 au rătăcit drumul și trebuie să a te pocăi, înseamnă face să-i înapreșură. Dar cele două biserici îmi spun că nu trebuie să fim și noi neapărat între cei care au rătăcit drumul. Cu alte cuvinte, două biserici mici și neînsemnate au rămas lângă Hristos. Erau pe drumul bun. Și Domnul Iisus nu trebuie să condamne nimic în viața lor. Păstrează ce ai. Perseverează în credincioșia ta până la moarte. Ce înseamnă a birui? Dacă ești pe drumul bun, urmează-ți calea. Nu te lăsa abătut din drum. Nimeni să nu stai alergarea. Du-te înainte. Dacă ai greșit drumul, păstri în împrejur. Astăzi, nu lăsa pe mâine. Dacă ai greșit drumul, păstri în împrejur. Vreau și aș putea să mă opresc, să te plecăm pe genunchi toți cei care suntem aici, cele 7 biserici din zona asta, și să ne întrebăm, oare ce zice Hristos despre drumul pe care ne aflăm? Prea de multe ori avem impresia că biserica este a noastră. Dacă avem câteva clanuri mari și putem trage sforile și la lege putem face ce dorim, uitați-vă cum se fărâmă bisericile în diaspora. Din astăzi sunteți o biserică, din mâine sunteți 3, din polmine sunteți 7. De ce e așa? Oare ce zice Hristos despre noi? Dragii mei, oriunde mă duc, eu nu stau de vorbă cu frații mei despre politica cultică. Nici în țară nu mă interesează lucrul acesta. Dar asta este o realitate tristă pe care o întâlnesc din Australia, oriunde de Europa, și în America, și în Canada. O situație tristă. A birui înseamnă, dacă ești pe drumul bun, du-te înainte. Nu dacă ți se pare că ești pe drumul bun. Observați, aici nu e vorba de părerea noastră, e vorba de părerea Domnului Iisus Hristos. Iar dacă cumva Domnul Iisus îți spune, și te mustră în conștiința ta, să faci stânga-mprejur, fă stânga-mprejur, nu te jena de nimeni, în ultima instanță, fața Lui, vom sta la judecată. Oare să fie așa? Miza este mult prea mare și de aceea ar trebui să te convingem de faptul că realmente asta înseamnă a birui sau a nu birui. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Vă nu știu că sunteți cunoscători ai Vechiului Testament, vă rezonează în urechi imediat punctul de pornire al poporului lui Dumnezeu din Exod. Dumnezeu i-a scos din Egipt, plătind cu sângele mielului pascal pentru fiecare dintre ei, care prin credință au pus sângele pe ușorii ușii și i-a dus la Sinai.
Și la Sinai le-a spus, acum dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Da? Dacă mă întorc înapoi, cel ce va birui va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Se va relația aceasta intimă cu Dumnezeu, o relație de familie, tată, fiu. Când mă duc în Exod, capitolul 19, versetul 5, mi se spune cum ajung în această relație și cum rămân în această relație. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. A birui înseamnă asculta glasul Domnului și a păzi legământului. Citiți cu mine. A birui înseamnă asculta glasul Domnului și a păzi legământului. De ce? Uitați-vă la cartea Exod. Vă spuneam aseară, este cea mai importantă carte din Vechiul Testament. Aici sunt descoperite căile Domnului. Ingredientele, răscumpărare, lege și coadă. Proporțiile, 19 capitole de răscumpărare, 20-24 de lege și 25-40 de cortul întâlnirii. Dar uitați-vă la secvența revelației. Au fost răscumpărați ei și noi, prin sângele Mielului Pascal, ca să ascultăm de porunca lui Dumnezeu. N-am fost răscumpărați ca să fim răscumpărați. Am fost răscumpărați să umblăm în ascultare de Dumnezeu, să păzim poruncile lui Dumnezeu. Și dacă cumva am călcat porunca lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui când ne-a dat cortul întâlnirii, avem mare preot și jertfă de ispășire. Copilașilor, v-am spus aceste lucruri ca să nu păcătuiți. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos, care trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi, să ne poată mântui în chip desăvârșit, și avem jertfă de ispășire. Pentru păcatele noastre, și nu mai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Cu alte cuvinte, ai fost răscumpărat în vederea ascultării de Dumnezeu. Și dacă ascultarea s-a frânt, ce mare har să avem cortul întâlnirii, să avem mare preot și jertfă de ispășire. Păcatul se poate fi rezolvat, să ne întoarcem înapoi în relație cu Dumnezeu. Dacă aș scoate adevărurile mari din cartea Exod, dragii mei, răscumpărarea din robia egipteană a fost din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să fim răscumpărați din mâinile diavolului. Noi trebuie să fim răscumpărați din mâinile lui Dumnezeu. Știți ce spune Scriptura? Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Cel care ne va judeca în ultimă instanță este Dumnezeu însuși, nu diavolul. Diavolul are putere în viața noastră pentru că legea lui Dumnezeu îi dă putere. Bolul morții este păcatul. Puterea păcatului este legea. Câtă vreme legea lui Dumnezeu este împotriva noastră, Dumnezeu este obligat să dea mâna lui Satan. De aceea răscumpărarea din robie egipteană, atunci când sângele a fost pus pe ușorii ușii, n-a fost din mâinile diavolului, Îngerul Domnului a trecut în noaptea aceea prin Egipt și a lovit pe toți întâi născuți dintre oameni și păcătoace. Și așa trebuie să te gândim la viața, la istoria noastră, la dezdorământul acestei istorii. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții, așa se termină Cartea Apocalipsa, a fost aruncat în iazul de foc. Oricine, cine-i judecătorul? Domnul Iisus Hristos însuși. A fost aruncat în iazul de foc. Al doilea mare adevăr. Răscumpărarea este prin, sau în baza, sângelui Mielului Pascal. Prin sângele Mielului Pascal. Cu alte cuvinte, nimeni nu va fi răscumpărat prin eforturile lui, prin meritele lui. Toți avem nevoie de neprihănirea Mielului Pascal. Ferice de cel ce spală hainele ca să aibă drept să intre pe porți în cetate. Al treilea mare adevăr. Răscumpărarea este în vederea unei relații cu Dumnezeu. Dragii mei, a fi creștin nu înseamnă a fi religios, a împlini ritualul religioase. A fi creștin înseamnă a avea o relație vie cu binele tău ceresc. Dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu.
Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. În al patrulea rând, în relația cu Dumnezeu, norma sau regula este ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. A fi credincios înseamnă a fi ascultător de Dumnezeu. Răscumpărarea este vederea unei relații cu Dumnezeu în care El vorbește și eu ascult. El este stăpânul, eu sunt robul lui. În al cincilea rând, răscumpărarea este în vederea preoției. Și aici bisericile din diaspora au enorme probleme. Știți de ce? V-ați insularizat prin limba română pe care o vorbiți într-o țară care vorbește limba engleză. Copiii voștri înțeleg 10% din ce predicați la oameni. Înțeleg limbajul de bucătărie, dar nu pricep detaliile limbii ca să-și strănească sufletul și îi pierdeți verbul. Gândiți-vă, priviți un pic înainte. Dacă vă place limba română, veniți cu mine acasă. 20 de milioane acolo, vorbesc limba română în toți. În toate bisericile, da? Dar aici gândiți-vă la copiii voștri. De ce? Pentru că ne vorbim limba engleză, ei nu-și pot aduce colegii în bisericile voastre. Le-ați tăia în brațul evanghelizării. Și pentru că mlădița care nu aduce roade este tăiată afară și aruncată în foc, dragii mei, din pricina asta se rup și se împart bisericile în diaspora. N-aveți de lucru în afară, aveți de lucru înăuntru. Să vă mâncați unii pe alții. Și de aceea este extrem de important că o biserică se întoarcă spre în afară și să încerce să câștige pentru Hristos. Știu că nu sunt ușoare cuvintele care le spun. Dar am umblat prea mult în lume, ca să nu vă spun direct ce-mi față. Eu oricum nu mai vin în Canada, Dumnezeu știe. Dar dumneavoastră trăiți cu lucrurile acestea. Domnul Iisus a dat pe sine pentru noi să facă din noi o împărăție de preoți pentru Dumnezeu Tatăl lui. O împărăție de preoți. Domnul Iisus nu a venit, dragii mei, ca să ne ajute să trăim mai bine. Domnul Iisus a venit ca să ne facă purtător de Dumnezeu în lume, să-L facem cunoscut pe Dumnezeul pentru care ne-am adunat, să-L cunoaștem aici, în al șaselea rând. Dacă ascultarea s-a frânt din pricina păcatului care a intrat în viața noastră, relația cu Dumnezeu trebuie rezolvată grabnic la altar. Grabnic. Păcatul trebuie dus la altar, pus pe frunte, mărturisit. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Pocăiește-te celui ce va birui și urmează promisiunea. Dacă mă uit în lumina cărții Exod, cartea pivotară a Scripturii, aș cita versetul 12 din capitolul 14 din Apocalipsa. Aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Citiți versetul cu mine. Aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Acum, de ce e nevoie de răbdarea Sfinților pentru a păzi poruncile lui Dumnezeu? Dragii mei, trăim pe teritoriile dușmanului. Ați auzit vorba a cinstit nu se pot face afaceri în România. Ați auzit povestea asta? Am un prieten prin Bistrița, care a fost în Germania imediat după Revoluție și a dat ceva pânuț și a avut două fabrici de pâine. Și la un moment dat și-a dat seama că el nu poate face pâine decât la negru, fără să vândă la negru o bună parte din ea. Taxele sunt prea mari, problemele sunt prea multe. Și când s-a întors la Dumnezeu și-a vândut fabricile de pâine și-a închis toate afacerile care l-au obligat să trăiască strâmb. Dar lumea e strâmbă. Și dacă vrei să păzești poruncile lui Dumnezeu de multe ori, trebuie să renunți la o mulțime de lucruri și avantaje materiale. E adevărat. Trebuie să crezi pe Dumnezeu când spune dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne ajuns. Ca să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu, păzind poruncile lui Dumnezeu, trebuie să lași pe Dumnezeu să-ți poartă de grijă. Știți ce spune psalmistul? Am fost tânăr și am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe copiii lui cerșit duș. Păi, amin. 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 Amin.
Dar pentru că trăim pe teritoriile dușmanului, este nevoie de răbdarea sfinților ca să păzești poruncile lui Dumnezeu și să rămâi credincios până la moarte, orice s-ar întâmpla. Ce înseamnă deci a birui? Ați voie să iau ca așa seară o biserică din cele 7, vă las pe dumneavoastră să faceți exercițiul mai departe acasă, biserica din Efes și să vedem ce spune Domnul Iisus să-i părăsi dragostea din ei. Vreți să ne ridicăm în picioare, să ne întindem un pic? Sau stăți bine? Haideți să o facem. Eu aș cânta cu voi și o cântare, dar asta e treaba lui Geronia mea. Ați amintat să ne aduc telefonul ca să văd la ceasă și dacă am trecut peste 9, ridicați mâinile și mă opresc. Bă, puteți să vă așteptați. Așteptați. Indică 20 de lecții. Ce înseamnă a birui pentru biserica din Efes? Ați voie să le citesc scrisoarea Domnului Iisus către această biserică. Îngerul bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți să suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, ci sunt, și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce-am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai venit și pocăiește-te. Întoarce-te la faptele tale din tâi. Ai să lucru acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, voi da să șadă, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este raiul lui Dumnezeu. Foarte puține versete, 7 versete, nu sunt foarte multe. Ce știe Hristos despre biserica din Efes? Știu faptele tale. Nu știu dacă este o biserică din Canada, de pe aici, care se poate asemăna cu ea. Știu faptele tale, osteneala ta, și răbdarea ta, că nu poți să suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Partea asta se practică, mai ales în bisericile noastre. Judecăm, votăm, scoatem afară, tem în numele Domnului în două, da? Ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai ostenit. Dar cea mai împotriva ta este că ți-ai părăsit. Ce ai părăsit? Dragostea din tine. Adu-ți aminte de unde ai căzut și povește-te și întoarce-te la fapte. N-ar fi fost normal să spune întoarce-te la dragostea din tine? Așa a fost normal, nu? Cea mai împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tine. Hai și întoarce-te la dragostea din tine. Oare de ce spune întoarce-te la faptele din tine? Trebuie să facem o incursiune în istoria Bisericii din Efes. Biserica din Efes este cea mai mediatizată biserică din Noul Testament. Are cele mai multe documente. De pildă, știm când s-a născut și cum s-a născut biserica. Avem epistola către Efeseni, scrisă de Pavel în închisoare. Avem epistole 1 și 2 Timotei, scrisă tot. Și avem scrisoarea Domnului Iisus Hristos din Apocalipsa. Nici o altă biserică nu are atâtea documente în Noul Testament ca biserica din Efes. Dacă mă uit la dragostea din tâi și la faptele din tâi ale bisericii, ar trebui să mă întorc din anul 68-69 prin anul 53-55, când s-a născut biserica. Și eu am în faptele apostolilor relatată nașterea bisericii. Și sunt foarte curios să vedem atunci când biserica s-a născut, ce a fost caracteristic acestei biserici. Care erau faptele ei din tâi? Și de la ce fel de dragoste din tâi au căzut ei? Ce-au părăsit? În Fapte, capitolul 19, primele 7 versete, avem logodna. Știți că atunci când te logodești cu mireasa ta sau mirele tău, ochii încep să strălucească, inima să-ți bată și acolo e bucuria aceea mare. Exact așa e și viața creștină. Acolo e dragostea din tâi, dragostea aceea fierbinte.
Imediat după aceea, 19, 8 la 20, avem dragostea din tâi, sau faptele din tâi ale bisericii. Apoi se abate suferința din pricina numelui Hristos peste biserica din Efes. Și înainte ca Pavel să plece din mijlocul lor, el vine și le vorbește despre lupii răpitori care vor da iama în turmă și nu vor pusa turma. Deci asta este istoria din Faptele Apostolilor. Lasă-mi voie să încep cu logodna. Pe când acolo era în Corint, Fapte capitolul 19, primele 7 versete. După ce a trecut prin Pavel, după ce a trecut prin țindurile de sus ale Asiei, a ajuns în Efes. Aici a întâlnit câțiva ucenici. Și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? I-au răspuns, nici măcar n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și i-au răspuns, cu botezul pocăinței. Atunci el le-a zis, cu botezul lui Ioan, iertați-mă. Atunci el le-a zis, sau Pavel le-a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit de aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați. În mod evident, aici este geneza, începutul bisericii din Efes. Pavel le-a vorbit despre Domnul Iisus Hristos, au fost botezați în numele Domnului Iisus și pe urmă Duhului Dumnezeu s-a coborât peste ei. Pentru că biserica se definește la răscrucea dintre divin și uman. Și experiența de la Rusalii este repetată aici pe granița în cetatea Efesului. Dar haideți să mergem pe urmele lor, să vedem ce s-a întâmplat imediat după aceea. Ce se întâmplă când un om se naște din nou? Când un om se naște din nou? Dacă veți ști Faptele Apostolilor, 3 luni de zile, Pavel intra în fiecare zi de sabat în sinagogă și discuta cu oamenii despre faptul că Iisus este Hristosul. Evreii credeau în Hristos, în unsul, în Mesia. Nu credeau că Iisus este Hristosul. De aceea au zis, ui, răstignește, sângele se cade asupra noastră și asupra copiilor noștri. 3 luni de zile s-a bătut cu ei, tensiunea a început să crească și la un moment dat, când a văzut că e prea mult, i-a luat pe ucenici, pe cei care credeau în Domnul Iisus și a închiriat școala unui anumit tiran și timp de 2 ani de zile, în fiecare zi, învăța pe norod în școala aceasta. Nu uitați, Efesul este un port în Asia Mică și din orașele din jur, veneau oamenii la târg să cumpere, să dreagă, să-și facă afacerile și auzeau de ce se întâmplă în Efes, pentru că Pavel a strânit foarte multă vâlvă. Și veneau din diverse locuri să asculte pe acest tiranic vorbind pe Pavel. Lucrul acesta a ținut 2 ani. Dar uitați-vă ce urmează în versetul 10. Așa că toți ce locuiau în Asia, iudei și greci, auzit cuvântul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat după pocăința lor? Dragii mei, erau atât de bucuroși de întâlnirea lor cu Hristos, încât pe oriunde umblau, vorbeau despre Hristos. Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Mulți dintre cei ce crezuseră veneau să mărturisească, să spună ce făcuseră. Și dacă citiți textul mai departe, foarte mulți în vremea aceea erau implicați în tot felul de vrăjitorii. Când au adunat cărțile, suma reprezentată de cărțile acestea de vrăjitorii era incredibil, adus în piața cetății și l-au prins pe toate. Să rupă cu trecutul odată pentru totdeauna. Și textul se termină așa, cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul lui Dumnezeu. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul lui Dumnezeu. Dragostea din tâi și faptele din tâi. Dragostea din tâi sau faptele din tâi la Biserica din Efes a fost preocuparea pentru cunoașterea lui Dumnezeu din cuvânt. Preocuparea pentru cunoașterea lui Dumnezeu din cuvânt. Pe de o parte. Pe de altă parte, preocuparea pentru mântuirea oamenilor. Spuneți-mi, ce lipsește bisericilor din Canada, din America, din diaspora, bisericilor românești, cel mai mult? Preocuparea pentru cuvânt. Poate și una și alta.
Dar cu cât mai mult vă izolați de societatea în care trăiți, cu atât mai puțin oameni o să atingeți în jurul vostru. Vă pierdeți și copiii voștri, spuneam. Dragii mei, dragostea din tâi, sau faptele din tâi, este preocuparea pentru cunoașterea lui Dumnezeu din cuvânt. De ce? Pentru că viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Mă dați-mi voi să vă și laud un pic. Nicăieri pe unde am luat în America, n-am văzut ce văd în seara aceasta aici. Poate v-a tras cartea Apocalipsa. Nu știu exact ce. Dar mă bucur de foamea asta după cuvânt și Dumnezeu să vă țină. Amin. Pentru că asta e pâinea noastră. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care se ligură. Dumnezeu trăiește omul. Dar partea mai grea este preocuparea pentru mântuirea oamenilor. Pentru că cei din jurul nostru ar trebui să audă cuvântul pe limba lor. Și asta trebuie să fie mai întâi copiii noștri. Dovada nașterii din nou, nașterea din nou este foarte complicat de descris, dar dovada nașterii din nou este iubirea de cuvânt și iubirea de oameni sau iubirea de frați. Dacă nu ți-e foame după cuvântul lui Dumnezeu, probabil că n-ai fost crescut din nou niciodată. Ești baptist, ești pentecostal, te-ai afiliat la o grupare, dar nașterea din nou te face să flămânzești după cuvântul lui Dumnezeu. Țip cum țipă un copil când se naște până când nu-i dă mama lapte. Laptele duhovnicesc și curat prin care creștem spre mântuire este cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Dragostea din tâi, oare ce spune Domnul Iisus Hristos în dreptul nostru, în dreptul meu, în dreptul tău? Nu cumva vine și spune, știu faptele tale, osteneala ta, alergarea ta, dar cea împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Oare câți dintre noi ar trebui să ne pocăim? Câte din bisericile reprezentate aici trebuie să oprească, să gândească bine la ce au făcut în 2013 și ce avem de gând să facem în 2014. Ca să plăcem lui Hristos, să împlinim voia lui Hristos. De ce dragostea și faptele sunt sinonime? Același lucru. Știți de ce? Deoarece a iubi înseamnă a asculta. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Nu pot să spui, îl iubesc pe Domnul Iisus dacă nu ascult de Domnul Iisus. Ori porunca Domnului Iisus a fost aceasta. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Noi, românii, avem șansa să împlinim această poruncă, pentru că suntem împrăștiați din Alaska până în sudul Australiei, dragii mei, toată lumea aceasta. Voi sunteți în Canada să faceți ucenici dintre canadieni. Așa spune Scriptura, nu? Iisus s-a apropiat de ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Dacă ești cu El, ai toată puterea cerului de partea ta. Duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce l-a poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Nu este treaba voastră să știți vremurile, soroacele, le spune ucenicilor care așteptau așezarea împărăției lui Israel. Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogoră Duhul Sfânt. Și veți fi martori din Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până în Canada. Dar până în Canada. Amin. Eu cred că noi suntem aici, sau voi sunteți aici, ca să lărgiți împărăția lui Dumnezeu prin felul în care trăiți, felul în care vorbiți, prin felul în care deschideți bisericile pentru cei care îl caută pe Dumnezeu. Nu uitați, noi suntem o minoritate. Largă-i calea care duce la pierzare. Deschideți-vă pentru cei care îl caută pe Dumnezeu. Mai bine punem noi căștile pe urechi să ni se traducă în limba română. Dar haideți să-i câștigăm pe cei de afară. Pentru că altfel Domnul Iisus va veni într-o zi, vă zice, ce-am împotriva ta. Este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Dragostea sau faptele din tâi. 3 ani de studiu biblic zilnic cu Apostolul Pavel în școala unui anumit tiran. 3 ani de mărturie zilnică în numele lui Hristos.
Nu Pavel a călătorit în celelalte orașe, ci cei care au primit pe Domnul Iisus, s-au dus acasă, au început să vorbească și eu cred că bisericile Apocalipsei s-au născut din lucrarea lui Pavel din Efes. Cu atâta putere se răspundea cuvântul lui Dumnezeu în toată Asia, între iudei și greci. Dragostea din tâi este preocupare pentru cunoașterea lui Dumnezeu din cuvânt și preocupare pentru mântuirea oamenilor. V-aș atrage atenția asupra unui detaliu. Observați, noi suntem mulți aici. Și Dumnezeu nu spune, dacă trei sferturi dintre noi vom birui, nu, nu, biruința nu se câștigă la grămadă. Biruința se câștigă fiecare persoană. Ce lui, ce va birui, la singular. Fiecare pe cont propriu. Dragii mei, când e vorba de mântuirea sufletului nostru, nu te uiți nici în stânga, nici în dreapta. Știți ce spune navionul, ori de câte ori te îmbarci? Dacă cumva se depresurizează cabina și măștile de oxigen cad jos și ai un copil lângă tine, în stânga și un copil la dreapta, cui îi prima scaprimată? Ție. Când tu te-ai asigurat că ești pe drumul bun, ajuns pe cine mai poți în jurul tău? Ție ți-o prima. Asta este provocarea Scripturii. Nu contează ce se întâmplă în biserica ta. Întrebarea este ce se întâmplă în viața ta, în viața mea. Celul ce va birui. Poate nu toți suntem între biruitori în seara aceasta. Dar vreau să vă spun, nici unul dintre noi nu trebuie să plece biruit de aici. Putem să ne oprim înaintea lui Dumnezeu, înaintea căruia totul este gol și descoperit, să luăm o decizie în seara asta. Dacă am venit până aici și limba este o piedică ca să mă oprinească în ea, hai cu mine acasă. Dumnezeu te-a născut în Sălaj sau te-a născut în Constanța și poate se poate de grijă și acolo. Dar tu ești preot, mai întâi, împreună cu mine. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Nu trebuie să plecăm împovărați de aici, trebuie să plecăm despovărați. Deci vreau să închei spunându-vă ceva despre ultimul lucru. Atenție la lupile răpitoare. Pavel a plecat din Efes și înainte să plece, i-a chemat la Milet pe prezbiterii din Efes și le-a ținut o predică. Și le-a zis, știți că după plecarea mea vor veni mulți lupitori care nu vor cruța turma. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Pavel a plecat. Prezbiterii din Efes s-au întors acasă. Și pentru că nu mai era Pavel acolo, au zis, lupii răpitori, lupii răpitori. Ba mai mult, biserica din Efes a fost biserica mamă din care s-au născut toate celelalte biserici de Apocalipsă. Și ei au simțit obligația să păstorească celelalte biserici. Și știți ce s-a întâmplat? Au avut impresia că ei sunt cei care umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Între noi putem numi asta comunitate, putem numi asta cum vreți dumneavoastră. Dragii mei, Domnul Iisus trebuie să răspundă. Băgați bine de seamă. Cel care umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur sunt eu, nu voi. Eu țin cele șapte stele în mâna mea cea dreaptă. Știu faptele tale, osteniala ta, dar cred că este un dezechilibru în domeniul faptelor tale. În loc ca să arunci sămânța, ai început să smulgi neghina. Asta e treaba îngerilor, nu-i treaba ta. Dragii mei, de ce avem așa plăcere extraordinare în a judeca, a împărți un patru, a tăia, a spânzura, a scoate afară, a curăți? De ce avem așa o plăcere? E incredibilă. Noi românii. Nu-i treaba noastră asta. Lăsați și seama Domnului să mai rezolve câte ceva. Dumnezeu le-a spus, lăsați îngerii să spună neghina. Neghina și greul va fi împreună până la sfârșit, până la judecată. În loc să semănăm sămânța, smulgem neghina, în loc să punem lumina în sfeșnic, stăm și filosofăm în jurul acestei lumini. Și oamenii se mai întorc la Hristos. Oare, dacă mă uit în viața mea, plăcerea și preocuparea mea este să arunc sămânța sau să smulg neghina? Dragii mei, Hristos te vrea ocupați. Dar nu ca să ne mușcăm unii pe alții,
ci ca să facem lucrările Lui, să dăm bătăliile Lui, să împlinim planul Lui. La motiv. Cel ce va birui. I s-a spus lor, mi se spune nouă. Cel ce va birui. Dacă cumva ți-ai părăsit dragostea din tâi și te-ai îngropat, e bucla asta fără șirea deșertăciunii, vremea să ne trezim și să ne întrebăm, oare ce înseamnă pentru mine a fi preot aici în Canada? Nu uitați, unii trebuie să persevereze dacă sunt pe drumul bun, alții trebuie să facă stânga împrejur, să pocăiască. Oare eu între care? Nu aflu. Aș încheia? Ca să luăm o pauză. Iar după pauză, aș vrea să pun o altă întrebare foarte dureroasă pentru mulți dintre noi. Unde este Dumnezeu când copiii Lui trec prin suferință de un fel sau altul? Noi, ca familie, am trecut printr-un greu imens. Nora mea de 30 ceva de ani, de la o zi la alta, a descoperit că are cancer, metastază, ultimul stadiu. Vinerea noaptea, nu știa nimic. Sâmbătă dimineața, 5 medici au dat verdictul. Luni și luni de zile. Am stat și am ars înaintea Domnului. Pentru ea. Cu alte cuvinte, suferința nu oculește pe nimeni. Aș vrea să vă propovăduiesc o evanghelie în care zice o rugăciune și toate se rezolvă. Dragii mei, eu cred că sunt foarte multe lucruri pe care Dumnezeu lasă să trece. Dar atunci când ești în mijlocul lor, de multe ori te întrebi, Doamne, Tu care ești atotputernic, de ce nu intervii? Unde ești? De ce nu răspunzi? După pauză.